Veste bună pentru iubitorii Italiei. După o pauză destul de lungă, cauzată de rata crescută de îmbolnăviri cu SARS-CoV-2, odată cu îmbunătățirea situației epidemiologice, se reiau spectacolele prezentate de către actorii de la Teatrul de Artă din Deva. Aceștia revin pe scenă în fața publicului vineri 14 mai de la ora 19, iar în această lună vor mai oferi două reprezentații, dintre care una va fi o premieră, a cincea din acest an pentru Teatrul de Artă din Deva. Actorii Teatrului de Artă din Deva revin cu drag pe scenă în data de 14 mai de la ora 19 cu spectacolul Veronica se hotărăște să moară în regia lui Florin Ionescu. Acesta este primul spectacol de pe luna mai, după care în data de 21, tot de la ora 19, puteți vedea Neoplasticism în regia lui Roman Malai, iar în data de 27 vă așteptăm la cea de-a cincea premieră a acestui an, Nu-i ușor să fii bogat, un spectacol de Eugen Pădurean. Întrucât ne mai aflăm în stare de alertă, accesul publicului în spectacole este limitat, sala mare a Teatrului de Artă din Deva putând fi ocupată doar la jumătate de capacitate pentru spectacolul de vineri.